Ce vom face în viitor? Sunt două proiecte mari, cu două asocieri cu firme puternice. Dorim să continuăm pe proiectul acesta de cogenerare, care aduce subvenție de la buget și scade prețul gigacaloriei. Avem două proiecte în care primăria este asociat cu acești parteneri străini de obținere energie termice din biomasă paie, un proiect de aproape 100 de milioane de euro, și biomasă lemn, un proiect de aproape 30 de milioane de euro. Am pus terenul la dispoziția acestor investitori, ne-am angajat că vom face racordurile la utilități, că vom prelua toată cantitatea de produs finit, adică energie termică pe care ei o vor produce și de ce nu într-un viitor chiar să intrăm în colaborare și să ne dea sau să o parte din, eu știu, din beneficiu nostru să fie în energie electrică, să putem asigura iluminatul cu costuri mai mici. Va fi mai scumpă sau mai ieftină această energie produsă din biomasă? Automat va fi mai ieftină. Mult mai ieftină. Deci prețurile sunt foarte ieftine. Gândiți-vă că folosește biomasă paie. Ce făceam până acum cu paie sau ce se întâmpla? Le dădea foc. Deci un produs care dai foc și creai probleme mediului, îl aduci într-un mediu organizat, într-un mediu protejat și le folosești ca să-ți producă energie termică și electrică și să obții bani. Sunt proiecte destul de ambițioase și nu sunt doar la stadiu de planșetă, sunt deja să lucrează, să implementează. Suntem la faze destul de avansate. Eu zic că în 2015, eu zic că în 2015 vor fi finalizate, fiindcă există proiectul de acordare a subvenției, acelor certificate verzi, că dacă se termină până în 2015, vor primi un anumit număr de certificate și atunci sunt toți interesați să termine investiția în 2015 ca să beneficieze de aceste facilități. Când va avea Giurgiu centură? Centura are și acum, numai că jumate din ea este asfaltată, jumate este pietruită. Centura există. Când va exista o centură adecvată, adică să poți să circuli? Este o întrebare, zic eu, destul de pertinentă. Nu s-a depus în 2010 pe POR. Da, programul operațional regional. Ce m-a deranjat că a existat proiect, dar l-au depus mai târziu și apoi l-au retras, trebuia păstrat acel proiect, fiindcă acum au mai rămas bani din N motive și putea intra în competiție, puteam începe acum, îl continuăm acel proiect, l-am reactualizat și îl vom depune cu proxima ocazie. Este un proiect de aproape 15 milioane de euro, realizarea centurii de sud a orașului. Eu zic că îl vom realiza și acest lucru. Majoritatea primarilor din România cheltuiesc banii care vin din taxe și impozite. Să puțin sunt primarii care aduc bani la bugetul local prin așa se business-uri ale autorității locale, investiții ale autorității locale. Ce astfel de investiții, dacă aveți astfel de investiții și cum doriți să atrageți investitorii și să creați locuri de muncă în oraș? Eu n-am altă șansă. Trebuie să măresc masa impozabilă, sunt primar independent și nu cred că voi fi nici la masa din stânga, nici la masa din dreapta atunci când se vor împărți banii. Deci trebuie să-mi asigur singur sursele financiare. Mai am un handicap, toți banii din impozite și taxe se duc pe rambursări de credite și dobânzi. Am gradul de îndatorare, așa l-am moștenit, peste 30%, deci nu mai pot accesa un alt credit pentru dezvoltare. Deci sursele europene sunt singurele forme de a mă putea dezvolta. Trebuie să măresc masa impozabilă ca să pot să am, eu știu, surse și să demonstrez sau să scad acest grad de îndatorare. Prima măsură care am făcut-o, toate veniturile primăriei au revenit la primărie. Până acum li s-a dat mână liberă unor societăți din cadrul primăriei să încaseze acești bani. Mă refer la ADPP-ul, care fiind direcție la început în primărie, banii se vărsau la primărie. Dar în urmă cu 2-3 ani, când a fost acea vestită lege a lui Boc, de reducerea numărului de personal în unitățile administrativ-teritoriale, toți au scăpat ca să nu dea oamenii afară și au înființat societăți comerciale, orbitând în jurul primăriei. Ori aceste societăți comerciale, ADPP-ul care era înainte, a moștenit și încasarea banilor primăriei. Neintrând acești bani în bugetul primăriei, a scăzut nivelul de colectare.
fiindcă veniturile proprii au scăzut. Nu le-au s-au încasat de către primărie, s-au încasat de altcineva, care n-au mai apărut în raportările primăriei. Și automat a crescut gradul de îndatorare. Este un lucru foarte, foarte simplu. În acest moment am preluat toate încasarea tuturor veniturilor primăriei, nu am mai lăsat către nicio unitate a primăriei, deci este primul mod de a crește veniturile. Al doilea, discutam de acele investiții care să crească. Singura investiție este parcul industrial, pe terenul primăriei, fie să facem noi primăria investiții și să închiriem acele spații, fie să mergem într-un parteneriat public-privat și să beneficiem de anumite surse de venituri și de acolo. Făcând un parc industrial, există și impozii pe teren, impozii pe clădiri, care sunt iarăși bani care vin la primărie. Mai mă gândeam și nu e gândire, este proiect Marina Port, fie îl dăm în parteneria public-privat, fie primăria îl va gestiona, îl va construi și îl va gestiona și atunci veniturile cu impozitul pe acele embarcațiuni, cu veniturile care sunt din folosirea spațiilor respective, eu zic că sunt și aceste surse de venit. Mai am o supapă, eu știu, de supraviețuire, așa. Mă refer la dezvoltarea economică a orașului. Impozitele și taxele pe care firmele le plătesc, cotă parte se întorc prin redistribuirea lunar, redistribuirea de impozitul pe venit, cotele de IV-uri, cum se spune mai simplu așa. Or, în ultimele 6 luni s-au încasat aproape 24 de milioane bani noi, 24 de miliarde în plus față de anul trecut. Asta înseamnă că ușor, ușor economia se mișcă. Pare o sumă mare, pare o sumă mică. Ce să vă spun? Încasările medii lunare sunt în jur de 20-22. Deci am încasat încă o lună în plus, pot să spun, în 6 luni. Deci e o gradă creștere de aproape 20%. În județul Giurgiu are cei mai mulți analfabeți din țară, o pondere importantă în județul. Da, ne referim. Spuneți-mi ce vă spune pe partea de învățământ, poate să ia primăria și cum. Vedeți, la învățământ suntem un pic cu mâinile legate. E o dublă subordonare. Primăria nu se ocupă decât de asigurarea salariilor pentru profesori și de reparații și întreținerea acestor clădiri. În programa școlară nu se poate implica. Acum, problemele sunt multiple. Și uitați-vă că aș mai vrea să dau un răspuns, hai să zic pe la bunul și frumos. Avem 3 elevi absolvenți al liceu cu medie generală 10, și aseară au fost pe un post de televiziune și mă bucur că s-a reușit să facem măcar acest lucru pentru acești copii meritoși, dar aș vrea să, am zis partea bună, aș vrea să zic și partea cealaltă. Giurgiu a fost singurul județ în care am avut descreștere la promovabilitate, cu 6-7% față de anul trecut și cu mult față de media națională. Lucrul ăsta poate spune mult. Poate spune faptul că discutați, avem o reducere a populației cu aproape 10 milioane, o îmbătrânire a populației, avem 2 pensionari la o persoană activă, partea cu șomajul nu știm exact, oficial avem 5,8, cu mult sub media de pe țară, dar neoficial pot să cred că Giurgiu sunt cei care nu au avut loc de muncă sau au ieșit din sistem, eu zic că sunt mult mai mulți. Sunt probleme care, până la urmă, afectează și partea aceasta a învățământului. Poate copiii văd în eșecul pe care l-au părinții privind piața forței de muncă, poate văd, eu știu, un lucru care să nu-i mai stimuleze să învețe. Asta cu analfabeții e greu de crezut în municipiu, fiindcă aici, până la urmă, sistemul acesta de ajutor social, sistemul de alocație îi face să meargă, chiar și cornul și laptele, îi face să meargă la școală. Și măcar acolo un pic, nu avem atât de multe, sau comunitățile de romi care poate în județ dau acel procent mai mare de analfabetism, în Giurgiu totuși romii din Giurgiu sunt comercianți, sunt oameni de afaceri, sunt meseriași foarte buni și nu cred
că zona aceasta afectează, eu știu, și partea copiii. Vă mai spuneam un proiect de centru social de zi pentru copiii cu probleme. Vrem să aducem din aceste familii cu probleme, familii în care nu au grijă de copii, să-i aducem, să-i îndreptăm ușor, ușor, să-i îndreptăm atenția către, către, eu știu, școală și către învățământ.